Pe Pământul să, să cunoașteți, nu a fost luat pur și simplu ceva bun. Era întotdeauna despărlogit, defrișat, am trecut prin greutăți. Cu tehnică stricată, defectată, cum, cu parțial vechi, deci am primit ultimul, în timpul guvernării, ultimul MTS, cum se numește în limba rusă, de la ultima guvernare comunistă, în 2009. Noi l-am primit în satul Badepirje. Deci ne-am folosit și treptat, în fiecare an am procurat și tehnică nouă, ne-am dezvoltat. În câți ani? Vă spun, în început a fost în 2008, cu tehnică veche, în 2009 primim tehnică puțin mai nouă, tot rusească, nu chiar așa de calitativă. Deci, și avem 2009, 2008, 2016, practic 8 ani, nouă roade. Deci în primăvară, în 2008, am început activitatea. De atunci echipa a crescut? Echipa, noi, eu cred că suntem o echipă foarte bună. Nu, suntem mai mulți. Acum suntem peste 40 de persoane. 46 de persoane. Am început 3-4. Deci din sat, da? Toți sunt din sat. Pământurile toți sunt la comuni Hârtop. Deci prelucrăm în comuna Hârtop, cred că vă 95-98%, vă câteva zeci de hectare avem în satul Ialcu, tot care se află în comuna Hârtop. Deci, vă spun, vreau să atrag atenție la terenurile care au fost distruse, părlogite, crescute, cu puieți, copaci, arbuși și așa mai departe. Ne-am străduit să le aducem la condiții, chiar și acum continuăm să difrișăm, pentru că mai sunt terenuri lăsate în paragină. Ce creșteți? Creștem tot ce aduce bani și e clar că în timpul ăsta ne străduim să facem tehnologii bune. Deci, rotația culturilor ne străduim să ținem cont de bine de dânsa. Grâu, ors, porumb, floarea soarelui. Am încercat sorgon, semănat soie, mazăre. Și până când atât, vreau să vă spun problema cea mai principală în satul nostru, nu avem apă. Apă nu avem, nu avem iazuri, râul Prut și Nistru departe. Și aș vrea să atragem atenția autorităților, într-adevăr sunt proiecte, Hânceș și Cimișlea trebuie să tragă Prutul leacă mai aparte. Deci nu avem cu ce irigat. Și nu putem să facem tehnologii foarte, foarte mari. Deci în fiecare an noi încercăm, noi riscăm, nu știm cât să fie precipitațiile anuale. Anul într-o an poate fi 400-500 milimetri pe metru pătrat, câteodată poate fi și mai puțin. Deci nu este o roadă constantă. Și atunci când semănăm, tot nu știm, de exemplu, la floarea soarelui, la culturi prășitoare, nu știm să dăm câte mii la hectar, pentru că depinde foarte mult roada. Și respectiv administrarea îngrășămintelor. Deci avem apă, noi putem să administrăm îngrășământul, nu este apă, mai bine să nu-l administrăm, dar iarăși nu suntem siguri, nu avem apă. Să avut apă, facem o tehnologie foarte bună. Deci, în privința tehnologiilor, ne străduim să facem o agricultură bazată pe prelucrarea minimală a solului. Deci, începutul a fost semănătoarea care a fost procurată de la o întreprindere și apoi am beneficiat grantul de la management, de la MacPim. Și apoi cumpărate subsolderi, cultivatoare, combinatoare, pentru a prelucra solul și nu a distruge. Nu a distruge, nu a alăra. Astfel câștigăm apa, o conservăm apa în sol. Nu scoatem pământul de la 20-30 cm la razele solare, care se distrugă toată biosfera. Deci în fiecare strat este viața lui, mai simplu vorbind, la acelea 5 cm
supraviețuiesc un fel de insecte și microorganisme și respectiv fiecare strat. Întorcându-l, scăpăm în primul rând de apă, de precipitațiile de apă și de brum. Bruma asta e foarte importantă pentru că fiecare dimineață noi putem să câștigăm un milimetru, poate jumătate de milimetru în fiecare dimineață. Stratul niarat și tasat câștigă bruma. Bruma și ploița. Chiar și acum a fost un exemplu foarte bun, a plouat recent. Dacă observăm în Ratura și în Bolovani, mari, uscați, au fost udați după ploaie, respectiv, apoi au fost iarăși uscați. În terenul care noi le prelucrăm în întreprinderea, din întreprinderea Vicim în satul Hărtop, deci chestia asta nu o avem. Sau dacă o avem, avem minimală. Poate rămășițele vegetale sunt la suprafața solului, solul când a fost prelucrat a fost tasat înapoi. Deci prima ploaie am câștigat 3 cm și așa. Ne bucurăm acum de ploaie, putem să vedem în câmp cum chestia asta trebuie pur și simplu de luat niște instrumente și v-aș dovedi asta, chestia asta în practică. Are ceva dezavantaje tehnica pe care o folosiți? Deci e clar că are, pentru că păstrând apa, conservând apa în sol, deci ne lovim de alte chestii, de insecte pe anii viitor și în primul rând de buriene, care acum, da, mă avem neplăceri, trebuie de prelucrat solul mai des sau de administrat elice. Sunt plusuri, sunt și minusuri, deci plusul cea mai mare este apa păstrată în sol. Toată tehnica pe care ați cumpărat-o, e greu de mânuit, e ușor de mânuit, mecanizatorii se descurcă fără probleme cu desfătările? Deci nu avem ceva extraordinar, nu ne deosebim de tehnică scumpă, deci avem tot ce e strict necesar, avem combine performante, avem un tractor de 200 de cai procurat în 2016, acum în primăvară, care face o parte de lucrări, avem un K700 vechi și MTZ-uri. MTZ-uri, tractoare simple, deoarece vă spun, am mers pe o cale mai altfel. Am început să lucrez nu cu tehnică scumpă, cu tehnică ieftină, să introducem mai mult în îngrășământ și în erbicidi. Să prelucrăm solul, să îngrășăm solul. Înainte de asta e clar că am făcut analiza solului, am văzut ce este necesar. Am început să administrăm mult fosfor, pentru că el este secat și nu a fost introdus de zeci de ani. Deci apoi caliu noi avem, microelemente cât de cât mai avem, le mai introducem primăvară, un fel de starter pentru plante. Și? Care din culturi oferă cel mai mare randament, sau adică imediat după defrișarea unui teren? Adică la sigur aveți o tehnologie sau o rețetă pentru... Da, deci alții practic porumbul, floarea soarelui, sunt erbicidi foarte puternici. Noi practicăm floarea soarelui pentru că e un mai larg spectru de buriene. Deci în fiecare an, ca o tradiție, după defrișare, seamănă floarea soarelui, la roadă nu ne așteptăm, dar distrugem buriene. Și apoi iar șarăm, iar de la început așa, tehnologia asta conservativă nu putem să o folosim pentru că burianul crește. Nu ne așteaptă. Lucrăm un an, doi, arăm, încorporăm toate masele vegetative și așa mai departe. În afară de masă este și stâlp, rădăcini, sârmă și așa mai departe. Foarte multe rămășiți. Pietri, cotelet, scoatem. Defrișarea practic durează practic un an, dar până la sfârșit, când se aducem la condiții, terenul trebuie la 3-4 ani. Dar totuși, de ce ați decis să vă ocupați de agricultură? De ce? Pam, cred că așa un caracter. Deci am venit de la Chișinău, nu prea avem planuri să rămân la țară. Am învățat acolo. Ce ați învățat? Juridic am absolvit. Deci sunt jurist de profesie. Adică știți cum... Acum toți juriștii s-au recalificat. E clar că nu lucrează, dacă vă spun ce este, nu lucrează chestia asta în statul nostru. Deci nu este o legătură, nu au o legătură cu toți. Trebuie să fie o legătură strânsă, să vedem și specialiști trebuie și așa mai departe. Dacă ajungem la resurse umane, e catastrofă. Deci, specialiști în agricultură, zero. Chiar și eu n-am studii,
am studii numai din practică, care au mai fost specialiști, care cât de cât am putut să luăm, am avut un agronom foarte bun. Grosul Ivan Mihailovici, el a lucrat în colhoz, a fost și ca lider și ca agronom, a participat vreo 3 ani, a fost ca învățător. Deci am luat cel mai bun de la dânsul, practic, are studii în anii 60-70 și apoi cel mai bun învățător, asta cred că e internetul. Acum este tot. Dar despre proiectul MACPI, cum ați auzit? Internetul, iarăși, am auzit alte persoane juridice, persoane care au mai procurat semănători, combinatoare și așa mai departe și au beneficiat de bani. De ce noi să ne refuzăm de bani dacă dau europenii? Asta e, cred că e normal, pentru că, vă spun, trebuie să fii și un manager, o leacă de scurtăreț. Să cauți banii nu cad, trebuie banii economisiți, de introdus cu cap. Deci, vă spun, am început o agricultură mai mult bazată pe îngrășământ. Nu ne-am grăbit să cumpărăm tehnică scumpă. Pentru că cei care au cumpărat tehnică scumpă, până acum dau creditele. Noi cu tehnică ieftină, cu mai multă muncă depusă, pentru că tehnică ieftină, tehnologii mari nu le faci, dar am câștigat din roadă și apoi acum putem să ne mișcăm cu alți pași. Am construit în timpul acesta depozit, le-am reconstruit, au rămas, dacă vă spun cinstit practic, care este în picioare o clădire, anul viitor o finisăm, a fost un colhoz, practic toate depozitele, clădirile care au fost renovate, reconstruite, reparate, practic toate s-au reparat și s-au reconstruit. Avem 3.000 de metri pătrați cu asfalt în depozit. Și preconizăm pe viitor să ne oprim. Iar sunt foarte multe planuri, iarăși legate de bani. Bani, știți cum, nu ajung întotdeauna. Ne stărim în limitele banilor să mai facem ceva pentru sat. Univa ajutăm și consătenii, puțin comunitatea, primărie, așa mai departe. Cum anume ajutați comunitatea? Diferit. Vă spun un exemplu, am demolat, de exemplu, un fost depozit. Cu ardezia nu avem ce face, deci toată ardezia am scos, am pus-o la o parte, lemnul, o parte de materiale de construcție. Are nevoie un pensionar, îi ducem și pe acasă. Sunt cazuri, pensionarii, clar că mai sunt alte cazuri când pur și simplu nu au bani, trebuie să ajutăm cu o remorcă, cu un tractor, să ducem ceva pe acasă pentru o gospodărie, cred că nu e așa e complicat, dar pentru un pensionar eu cred că e foarte bine să economisească 200-300 de lei. Rada, o valificați local, pe piața locală? Da, deci o vindem aici, pe loc. Cine dă mai mult bani acolo și vindem, le stăruim să avem o producție calitativă. Pentru că este calitate, nu sunt neplăceri la vânzare, trebuie să ne străim să vedem cu un preț mai mare. Este cantitate, este tatăl meu care lucrează în satul vicin Valea Perge, întreprinderea Valea Vilor, ne unim și cu alți gospodari de pe alăturea. Cu o cantitate venim pe piață și e clar că rupim un preț mai bun. Mult depinde, pentru că de obicei putem să vindem în comparație cu cei care au 100 sau 50 de hectare, putem să vindem cu 5-7-10% mai mult. Asta e foarte mult înseamnă. O roadă mai mare de 10% aplicând în tehnologii bune de conservare a apei și așa mai departe. Și practic tehnologii puțin intensive. Intensive nu pot spune pentru că nu avem apă. Lucrăm cât de domnul. Și acelea 5-7% din preț, 5-7% așa putem să ne dezvoltăm. În condiții normale de lucru, eu cred că un simplu agricultor foarte complicat ar dezvolta afacere. Pământuri le-ați cumpărat sau le-ați luat în arendă? Nu, deci sunt parțial cumpărate, foarte puțin, câteva zeci de hectare la 1300. Practic toate sunt în arendă, pe 3 ani. Ați făcut asociații cu agricultorii din zonă? Nu, asociații nu avem, e complicat, vă spun, de făcut, pentru că fiecare cu a lui, cuiva îi place și cuiva nu îi place, e complicat. A fi foarte bine, pentru că procurând îngrășăminte, sămânțe, putem iarăși să beneficiem de un preț oleacă mai redus. Dar în orice caz ne dezbatem pentru preț, întotdeauna. Ați
ducem tratative, nu e așa că trimis contul și ne-am uitat, studiem piața, luăm cele mai ieftine îngrășăminte. Cum s-a arătat anul agricol comparativ cu ceilalți? Eu cred că până la sfârșit, noi am beneficiat în zona centru-sud de precipitații mai mult ca la nord. În mod ploi, vară, primăvară și începutul verii abundente, apoi nu a plouat. Deci o parte de porumb a fost cam puțin compromis, dar vă spun, am căpătat 5 tone, în jur la 5 tone de porumb. Nu rău, floarea soară la 3, grâul la aproape la 6 tone, orzul la 5 tone, am avut niște neplăceri cu dânsul. L-am mai culcat și vântul, ploile care au fost. În principiu, eu să cot că e foarte bun. Prețurile sunt normale, sunt bune. Anul trecut a fost un an încă mai complicat. Nu a plouat, 3 jumate la porumb, 2 și ceva la floare, grâul sub în jur la 4 tone, nu tot nu rău a fost și anul trecut. Depinde de voia Domnului. Azi ploaie, avem roade. Vă spun, ajungem iarăși la apă. Apa e foarte, foarte important lucru, nu putem, așa, este putere, este energie, putem să facem, eu nu știu, ceva mai intensiv, să ne ocupăm cu legumele, chiar și o livadă, viță de vie. Nu avem apă. A doua problemă majoră este forță de muncă necalificată. Acestea sunt problemele mari. Cu finanțarea e clar că putem să ne descurcăm. Dacă avem ce gaja, e bine, putem să luăm bani. Acum băncile chiar și până la 300.000 poate să dea și fără gaj. Bani. Depinde pentru ce gospodărie. Pentru o gospodărie nu chiar mare, 300.000, tot se descurcă cumva. Vă spun, sunt poate dintr-o parte îmi pare foarte ușor, dar sunt foarte multe neplăceri. Deci, în principiu, specialiști în întreprindere avem, în principiu. E clar că ar fi foarte bine să fiu niște specialiști acum, spunem, proaspeți ieșiți din Universitatea Agrară, cu o viziune o leacă mai nou. Avem viziuni o leacă mai așa, mai conservative, mai simple, cu studii din Uniunea Sovietică. Acum tehnologiile foarte tare s-au modificat. E clar, nu vreau să mă laud, dar sunt motorașul întreprinderii, pentru că iarăși studiez, văd ceva nou, lămuresc la băieți, mergem mai departe. E clar că un agronom pe viitor nu avem. Mecanizatorii sunt foarte puțini. Sunt băieți, practic, care au fost din comunitatea noastră, învățați în gospodărie și apoi, practic, educați și crescuți. Nu spun că noi nu avem, pentru a ne dezvolta, nu avem specialiști. De exemplu, cu viticultura sau cu zootehnie și așa mai departe. Nu sunt specialiști. Chiar aș vrea să fac ceva, să creștem, poate, pui sau altceva. O firmă de bovini, erau niște idei, nu pentru lapte, pentru carne. Iarăși trebuie specialiști.
rezultate avem. Avem 90 de hectare semănate, sub 90 de hectare de porumb. Porumbul a fost procurat, sămânța de porumb a fost procurat de la institutul nostru. Porumbeni. Chiar am făcut o comisie foarte tare neplăcută cu domnul Porvan. Nu precredeu, dar noi am semănat, am luat hibridul care se exportă la Belarus și la Belarus. Cu FAO până la 250. Și sunt cea mai interesantă că sunt rezultate. Am administrat îngrășământul, tot am prelucrat solul, practic, cum el nu a fost prelucrat, a fost prelucrat numai cât de semănătoare, cu o lapă în față, la vara, înseamnă că nu ne vedem din col, iarna din vor. Am mai arat, ne-am străduit să vălugim maratura, cum vă spunem, să tăsem solul înapoi, deci pierdem masa vegetală. Le-am văzut acolo, cele noi, da? Care le aveți? Sămânătorile? Nu, astea tăvăluge. Tăvăluge, da. Noi avem un scarificator GMP din Spania. Aici e mai simplu, până la 50 cm, 60 cm, dar avem un scarificator care îndrânsol până la 80 cm, anul ăsta am prelucrat până la 60 cm solul. Eu cred că vedem mentalina la viitor și să vedem și rezultatele. Deci a rupt, pentru ce s-au procurat ele? Să rupem talpa plugului. Deci avem o talpă formată de 10 de ani, practic nimeni nu s-a fundat, nu a fost prelucrat. Apa, dacă e bine, dacă este freatică, circulă, dacă e de sus în jos, deci apa circulă. Rădăcinile nu se plesc în talpa plugului și deci se dezvoltă mai bine. Putem să vinșem de o roadă mai mare. Care sunt tehnica care ați procurat în cadrul proiectului? MACP. Da. Deci avem numai o semănătoare, semănătorul Duman, produs în Turcia. În ce e deosebită ea de celelalte? Cum să spun, semănătoare normală, spunem, poate nu e... E s-a încadrat în limitele MACP-ului, deci am vinișat în jur la 40.000 pentru ea, 2 ani în urmă. 40.000 de ce? De lei, de la MACP. Deci eu au costat în timpul celor 135.000, cursul era mai mic atunci, în jur la 10.000 de dolari costat, sau 9.000 de dolari a costat în timpul celor. Deci seamănă foarte bine, calitativ, vă spun, ați înlocuit-o pe cea veche? Da, am avut SPC-uri de la Mold Agrotehnica, nu se poate cumpăra, deci semănătoare cu mult mai bună. Vă spunem mai înainte, am vinișat și de roade mai înalte. Uh-huh. Și e clar că... Faceți mai multe lucrări cu ea? Sau... Da, deci am semănat, practic lucrările tot le face și semănătoare rele și semănătoare bune. Merge vorba de calitate. Calitatea e foarte bună. Asemănătorii. Seamănă foarte bine, pune sămânța la o anumită distanță, una de la alta. Deci, prin asta și încorporează bine sămânța. Dacă solul nu este prelucrat, deci, sau e rău prelucrat, mai sunt și parcele și acestea. Deci, în orice caz, rupe plastul, pune sămânța la adâncime cuvinte. În cerere tare, porții sunt tot din gospodăria dumneavoastră? Nu, mai sunt cu o fermă alătură, deci practic din 10 porci care îi cresc, noi cred că 5 se hrănesc numai de la fațare. Până acum mai avem, nu avem uscătorie, se mai întâmplă câteodată mai vânturăm pentru sămânță sau vânturăm producție care nu e calitativă, de la combină și la pune la fațare, foarte mult. Anii precedenți, când era sezonul, de recoltare a cerealelor, deci fățarea era plină cu cereale. Acum avem o combină, aducem producția la o anumită calitate, deci care cere cumpărătorul. Deci murdărie până la 3%, umiditatea uscăm iarăși cu soarele, altfel nu putem. De cât timp ați renunțat la plug? Practic avem 2 ani, nu avem practică mare, dar știm și ce să facem pe viitor. Și să facem, deci vă spunem mai înainte, am prelucrat cu plugul până acum, de tăvălgem, nivelam,
Da, scăpam de masă vegetativă, în orice caz. Și iarăși rupem toate fazele care acum nu le rupem. Deci prelucrăm solul adânc, lăsăm masa vegetativă sus, iarăși îngrășămintele administrate de anii precedenți nu se încorporează la 30 cm, pentru că, de exemplu, sunt plantele care au rădăcini bine dezvoltate, ca floarea soarelui, dar porumbul iarăși administrează apa și îngrășămintele până la adâncimea anumită, 20-30 cm. Deci, dacă să știm, fosforul în fiecare an se spală, deci dacă administrând îngrășământul, el tot pleacă, nu beneficiem. Cu aceste semănători și cu agregatele care le-am cumpărat anul acesta, noi practic păstrăm îngrășământul. Practic păstrăm apă și îngrășământul și masa vegetativă. Deci biosfera o păstrăm în regulă. Ciobanu Vitalie, administrator Sirelevici. A renovat, vă spun, ca toate depozitele care sunt cu asfalt, în afară de acesta. Avem divale asfalt, a fost atelier, l-am asfaltat, l-am renovat, foarte mulți bani, foarte multă muncă. Toți lucrătorii au fost din sat. N-am apelat la lucrători din alte sate sau la niște grupuri de nici mișlei, la întreprinderi, foarte, în primul rând, și scump, am dat lucru la lucrătorii din sat. Au beneficiat toți au beneficiat din sat, ăsta s-au construit de clădiri. Și acum nu putem să procurăm teren aferent care de sub clădiri, măcar că avem înregistrate din sat. În câmp, nu în toate câmpurile, în 80% care au fost prelucrate de așa scarificatorul de două ori. Deci am mers o dată la 40 cm aproximativ, cât puteți ducă tractorul cu 5 ancore și apoi am mers cu 3 ancore până la 60-65. Fiecare an o folosiți? Anul acesta prima dată. Deci am prelucrat toate solurile după grupa 1 și o parte după grupa 2, să prelucrăm după porumb. Anul viitor iarăși apar câmpurile din ianul acesta care a fost semnat cu greu ori. Iar să prelucrăm așa. A să rupem talpa plugului, deci... Da. Beneficiarul Ciobanu Vitalie a beneficiat în prima rundă, la primul apel, în 2014 încă. În primul apel noi am avut un șir de tehnică mai, un spectru de tehnică și utilaj agricol mai larg. Astfel el a putut să-și procure o semănătoare pe tehnologiile mini-till. Semănătoarea, investiția a costat 133.000. Dumnealui a beneficiat și de subvenții și din suma care a rămas a fost înaintată la noi la compensare din sursele proiectului MACPI,
linia de grand turneu rambursabilă, managementul durat la terenurilor. Și astfel a beneficiat de 46.000 lei suma grantului din partea proiectului nostru. Deja dumneavoastră singur ați văzut, el este încântat de această procurare. În primul rând îi dă posibilitate să respecte tehnologiile agricole cu mai multă precizie, ridică productivitatea la culturile care le administrează și le produce. Anul acesta noi am lansat apelul 5 al linii de granturi. Toți doritorii de a participa la proiectul nostru pot să facă acest lucru până la data de 15 decembrie, data limită de depunere a dosarelor. Toate condițiile de participare sunt publicate pe site-urile noastre. În special va fi, spunem așa, eligibil pentru proiect tot utilajul ce ține de tehnologia no-till. Avem semănătorile no-till, avem stropitorile, tocătoarele, inclusiv și combinele care recoltează și împrăște toate rămășițele de paie, le împrăște pe teren. Și de asemenea, pentru cei cu plantațiile multianuale, le propunem compensații sub formă de granturi pentru procurarea tocătoarelor, pentru mărunțirea resturilor vegetale și a crengilor. De asemenea, în cadrul proiectului avem practici de management durabil al terenului, cum ar fi fâșii vegetative de filtrare, cum ar fi fâșii forestiere, cum ar fi diferite construcții hidrotehnice, iazuri antierozionale pentru captarea apelor pluviale, etc. Adică sunt un șir larg de practici de management durabil al terenurilor, de care pot să beneficiez producătorii agricoli din cadrul proiectului nostru MACPE. Probabil că este crescut interesul, dar poate nu este atât de mult de mediatizat, ori nu toți cunosc, ori li se pare la mulți, printre altele, la mulți se pare procedura destul de anevoioasă, că trebuie să colecteze un șir de documente confirmative, că el prelucrează această suprafață de teren. Și multor le pare că este destul de complicată și nu aplică, dar, da, mă rog, deci sumele sunt destul de mari în proiect, ca sume de grant, dacă socotim că este compensată până la 50% și cu un plafon de $20,000, $20,000 noi considerăm este o sumă destul de mare. Așa că, așa sunt condițiile și trebuie să se conformeze. Dar eu, din câte știu, mă spun și colegii, chiar și pentru subvenționare, mulți nu prea vor să aplice, nu prea vor să lucreze cu documentele și dau pe seama la alții care doresc să facă, adică plătesc, mai bine plătește să-i facă documentele, dosarul, decât să se ocupe el. Deci mesajul, deja noi nu mai știm cât să le spunem ca cât curaj să le dăm, pentru că noi la fiecare apel mergem în teren, avem sesiuni de informare prin centre regionale, avem și la radio și la televiziunea națională, ieșim cu mesajul despre acest proiect și acum vreau să le spun la toți producătorii agricoli, cei care se încadrează în criterii de eligibilitate pentru proiectul MACPI, linia de granturi nerambursabile, managementul durabil al terenului. Vă rugăm foarte mult să aveți curaj și să apelați la acest proiect, fiindcă condițiile sunt foarte avantajoase și sunt și bani, doar trebuie și din partea noastră o leacă de sârguință și ambiții și un pic trebuie cu dosarul să-l întocmiți, îl depuneți la AIPA teritorială, de acolo AIPA își face lucru, Comisia de Evaluare și Selecție își face lucru și dumneavoastră primiți bani în timp de o lună. La moment avem, mai spunem așa, 111 beneficiari care au
beneficiat din suma granturilor. Și părere de rău, mai puțin avem aplicanți la practici de management durabil terenul, cum ar fi construcția iazurilor interzonale, înerbirea prin leviez, fâșii vegetative, cultivarea pe contur și așa mai departe. Cu toate că sunt niște avantaje foarte bune și evidente și se compensează cu cheltuielile de motorină, de material săditor și așa mai departe, conform listei de care se încadrează în compensare. Avem doar, la moment avem doar trei beneficiari care s-au încadrat în practici de management durabil al terenului și majoritatea din ei, doi sunt pe iazuri, construcția iazurilor antierozionale și unul este cu înerbirea în leviez. Restul s-au aplicat pentru utilajul agricol ce ține de tehnologiile de conservare a solului, tehnologiile mini-till, no-till, strip-till. Și acum, la moment, cei mai mulți se adresează anume la compartimentul acesta. Și am vrea o leacă de înviorare și pe partea de practici de management durabil a terenului, mai ales este foarte interesantă ideea de construcția a iazurilor antierozionale de captare a apelor pluviale, mai ales luând în considerație deficitul de apă care este în Republica Moldova. Și noi avem foarte multe locuri, povârnișuri, locuri care, unde s-ar putea de construit digurile respective și de captat apa care ulterior poate fi folosit în irigare. Geografic, dacă puteți spune, cine geografic e mai activ Făleștiu, Glodeniu, Drochea, aceștia sunt mai activi, părere de rău. Sudul mai puțin activ. Chiar nu pot să vă spun că nu este informație. Deci noi am mers cum în raioanele de sud, așa și în raioanele de nord, am mers similar cu sesiuni de informare. Nu cred că este motivul că nu este informat. Probabil că motivul este și specificul agriculturii care se deosebește de partea de nord, de partea de sud. Nu știu, sudul poate este mai mult specializat în creșterea viței de vie, mai puțin practicând tehnologiile acestea no-till. Cereale. Da, probabil că. Dar nordul, mai ales regiunile cele Fălești, Glodeni, ei tradițional practică o agricultură destul de bună, și chiar sunt concentrate niște întreprinderi destul de avansate din punct de vedere a implementării tehnologiilor noi. Te prezentați încă o dată. Mă numesc Igor Bujor, sunt consultant în cadrul proiectului MACP pe componenta managementul durabil al terenurilor.